Stimați prieteni, bună ziua, bună dimineața, suntem în ziua de vineri, ora 10. Un nou episod al deja tradiționalului, nu știu, unii îl numesc filmuleț, alții diferit îl numesc. Dar eu cred că este un instrument destul de bun, o posibilitate destul de bună de a face o schimb de opinii referitor la evenimentele săptămânale. Apropo, vreau să vă spun că în toate raioanele unde merg, chiar ieri am fost la Ocniță, vreau să salut consilierii care m-au văzut la Ocniță, consilierii raionali, care îmi povestesc, practic, mot-a-mo, ce am vorbit în fostele epizoade, președintele răspunde. Eu mă bucur că această modalitate de dialog cu dumneavoastră este foarte populară. Eu sper că, indiferent de evoluția COVID-ului sau evoluția temperaturii sau evoluția politică, noi vom face tot posibil să avem acest dialog permanent cu dumneavoastră în ziua de vineri. Chiar și în săptămâna, nu sunt în viitoare, sunt în acel, când voi fi la Moscova, la paradă, încolo parada 24, asta e miercuri, 24. Deja voi veni acasă. Dar chiar și când sunt în deplasare, eu mă strădu și găsesc timp să discut cu dumneavoastră. Așa, despre ce vorbim astăzi? Astăzi am hotărât să facem acest episod live pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră care vin din partea celor care ne privesc. Dar, în afară de aceasta, tradițional, ne-am propus să răspundem la câteva întrebări de la reprezentanții mass media, de la jurnaliști. Ele nu sunt atât de multe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 surse media care au venit cu unele întrebări. De aceea, stimați prieteni, cei care ne priviți acum online, începem foarte rapid, eu cred că nu mai mult de 25 de minute, cu întrebările de la presă. Ceasul bate că e ora 10 exact. Eu cred că întârzi, pentru că 10-3 minute. După care răspundem la întrebările dumneavoastră. Primul set de întrebări, 4 întrebări, sunt toate pe COVID-19. Eu o să spun cine a adresat această întrebare din partea surselor mass media și pe urmă vin cu răspunsul. Publica TV, după datele de ieri privind numărul de cazuri COVID, credeți că e caz să revenim la starea de urgență și dacă ar putea fi anulate anumite decizii privind relaxarea măsurilor anti-COVID? Jurnal TV, domnul președinte, Moldova a înregistrat ieri mai multe cazuri, Moldova a avut 16 la 1 milion, Belarus, admiteți că ridicarea restricțiilor s-a făcut prea repede, fără respectarea etapelor recomandate de OMS, mulți vă acuză și pe dumneavoastră, da? Mine foarte mulți mă acuză, cu tot, absolut, ce fac sau nu fac. Agora, câte cazuri de coronavirus trebuie să se înregistreze în Republica Moldova, ca președintele să conștientizeze și să recunoască gravitatea situației, să renunțe la deplasările în teritoriu și să poartă mască de fiecare dată când se află în mulțime. Numai președintele să renunțe la deplasările în teritoriu. Băieții de la Gora, doamna cei, domnișoara cu care i-am dat interviu. Dar Maia Sandu să refuze la plecare în teritoriu. E că la altă a refăcut ședința, nu știu, în Urhei, sau mâine face în Urhei. Sau numai Dodon trebuie să renunțe. Asta așa, să vorbim de obiectivitate. ProTV Chișinău, ieri am înregistrat un număr record de cazuri, ce veți întreprinde, acum nu credeți că situația se scăpați sub control. Astea sunt 4 întrebări pe COVID, deci eu să răspund la toți 4 împreună și pe urmă mergem cu următoarele întrebări, care sunt din partea mass media. În primul rând, haideți să spunem sincer, ultimele 2 zile a fost înregistrat un antirecord și nu doar în Republica Moldova. Avem un antirecord la nivel global. Uitați-vă toate datele. După numărul de cazuri înregistrate în decurs de 24 de ore, ziua de ieri și ziua de alaltă ieri a fost un antirecord. De ce la nivel global s-a întâmplat acest lucru? Și pe urmă ajungem și la Republica Moldova. Acest lucru s-a întâmplat datorită faptului că au fost scoase restricțiile pe mai multe activități economice și sociale în luna mai. Repet, nu doar în Republica Moldova, mai multe țări au luat decizia să ridice restricțiile, să anuleze restricțiile pentru unele activități economice și sociale. Ce înseamnă aceasta? Au deschis piețele, au deschis centrele comerciale, au deschis restaurantele, au deschis activitățile să ieși în parc și așa mai departe. Și aceasta a dus la creșterea numărului de cazuri înregistrate. Peste tot în lume, numărul de cazuri este record ieri, la nivel mondial. Evident că avem și un record în Republica Moldova. E gravă situația sau nu? Evident că situația nu este simplă. Mă roagă și cineva că
Dodon să conștientizeze gravitatea situației. Situația e foarte gravă. Situația, în genere, în lume e foarte gravă. Și în Republica Moldova e gravă. Și care ar fi soluția în această situație? În primul rând, haideți încă o dată pe puncte în Republica Moldova. De ce s-a întâmplat acest lucru? Să divizăm în câteva componente. De ce? A doilea, o ținem sub control sau nu? Și trei, ce facem mai departe? Așa că la oameni să fie clar. De ce s-a întâmplat? Pentru că au fost scoase restricții. Pentru că moldovenii sfaturile medicilor nu le ascult. Pentru că sunt în rutieră ca în banca și de șproti. Dacă sunt 14 locuri și pe scaun, să urcă 40 unul peste altul. Când încerc să-l iei de mâine și să-l dai afară, strigă că poliția e rău și pune amendă. Doar așa e la noi, la moldoveni. Când autoritățile încearcă să strângă o lecție, că gaica, cum spun moldoveni, toți încep să strigă, ia și rău, poliția, ia și rău, Dodon, Chicu, cum vă permiteți? Nu, așa e. Asta e realitatea. Evident că restricțiile care au fost scoase de la 27 aprilie, când au revenit bugetarii la lucru, de la 1 mai, de la 15 mai, când am redeschis piețele, pentru că săreau toți în cap, ce nu deschideți piața, nu avem ce mânca, nu avem ce hrăni copiii. Evident că toate acestea au dat efect. Lumea a ieșit masiv din case, s-a început răspândirea comunitară, cum spun, hai, specialiști spun, ce înseamnă comunitară? De la om la om, știu că s-au întâlnit așa, comunitar, în companii, la lucru, la serviciu, în rutieră, și se duce. Și vă imaginați, dacă într-o rutieră merg 40 de oameni la temperatură de 34 de grade afară, nici strâng în brață nu trebuie. O tușită într-un cos de rutieră și... Nu, asta e realitatea. Pe de altă parte, au început să fie făcute mai multe teste. Și teste se fac nu doar la cei care au simptome. Pentru că anterior se făceau teste numai la cei care au simptome. Dar acum teste, toți, fiecare doritor, știți cum la noi acum în Moldova, ia să mă duc să văd, ieri am fost la piață, acolo cineva a strănutat, da să mă duc să verific. Și sunt foarte multe cazuri asimptomatice, cum vorbesc medicii, care nu au nicio simptomă. Eu v-am spus vreo două luni în urmă și mulți făceați diferite hazuri pe asta. Când vă spuneam că trece prin om, nici nu simte. Pe că cei care nici nu simt, mulți dintre ei început să duc să dea test. Și ieri am avut 1800 sau aproape 2000 de testuri. Și dacă luăm 20% din numărul teste, s-au primit 400 de cazuri ieri. Asta la întrebare, de ce? Tot și-a crescut numărul de cazuri infectate pozitive. Două considerente. Prima, au fost scoase restricții și evident că au crescut numărul. Și a doilea, mai multe teste. Și nu doar cei cu simptome, asimptomatici. Asta e de ce? A doilea, e grav, ținem sub control sau nu ținem sub control? E clar că situația nu e simplă. E clar că nimeni nu-și dorește să fie 400 de cazuri pe zi, sau 300, sau 200, sau 500, sau 600. Evident că situația nu este simplă. Dar situația este gestionată de către guvern. Este gestionată de către autorități. Situația nu este ieșită de sub control. Nu avem situația de la începutul lunii martie sau sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie, când în mare parte instituțiile medicale nu erau pregătite. Și trebuie să o recunoaște. Și nu doar în Republica Moldova, că cu cineva o staie și să spună că Dodon a recunoscut că nu erau pregătite. Nicăieri în lume nu erau pregătite. Nimeni nu aveau măști consumabile, nu aveau medicamente, pentru că nici nu știau de virusul ăsta. O venit pe neprins de vesti la toți. Dar acum, noi suntem mai pregătiți. Eu am mers prin 20-25 de spitale din toate raioanele Republicii Moldova. Mai am încă vreo 5-6 raioane unde n-am fost. Acolo situația ne arată că medicii sunt pregătiți, au consumabile, știu cum să reacționeze, sunt paturi necesare pentru cei cu COVID. Încă ieri la Ocnița și la Dundușeni am fost. Am fost și într-un spital și în altul. Bine, la Dundușeni ei nu au spital COVID, ei duc în altul, dar am fost la Ocnița, acolo spital COVID, acolo au secții de COVID. Situația la control, sunt câteva zeci de cazuri în spital, ordinar, să știi cum se reacționează. Oamenii se vindică, pleacă acasă. De ce? La două întrebare. Ținem la control sau nu? Situația este gestionată, este gestionabilă de către instituții.
Eu în ultimul timp ați văzut că nu mă implic în ce este gestiunea acestei situații. Pentru că este guvernul, eu m-am implicat la prima etapă, luna martie-aprilie, mai insistent, Consiliul Suprem de Securitate, până ce s-au făcut toate protocoalele. Acum se ocupă guvernul. Va fi necesar să mă implic suplimentar, din nou, așa să iau, cum spun rușii, v-o rușinom regime. O să mă implic. Dar acum guvernul gestionează această situație. Și încă o dată vă spun, este urmarea scoaterii restricțiilor. Toate recomandările OMS, Organizației Mondiale de Sănătate, cu toate că ele se bat cap în cap în unele, la nivel mondial, vedeți, azi spun așa, mâine altfel, unele țări au refuzat de suport de OMS și de conlucrare cu OMS. Dar noi tot avem conlucrare normal, absolut pe toate pozițiile. Acum, a treilea, ce facem mai departe? Se aud voci, haideți să introducem iar stare de urgență, haideți să restricționăm tot absolut, să penalizăm la maximum toți agenții economici și așa mai departe. Chestia asta nu putem să ne-o permitem. Eu astăzi dimineața am avut un schimb de opinii cu domnul prim-ministru la acest capitol. Eu știu că în ceva timp dumnealui se convoace și la guvern cu colegii pentru a găsi unele soluții. Dar unele decizii trebuie luate. Unde este riscul cel mai mare de infectare? Transportul public. Și lucrul ăsta trebuie să-l recunoaște. Da, putem să punem mai mulți polițiști pentru din nou a treia, ca să nu intre prea mulți prin rutierele astea, prin maxi-taxi și prin autobuse. Sau poate de restricționat transportul din nou pentru o anumită perioadă. Însă desistat activitatea economică, eu cred că lucrul ăsta nu este necesar la această etapă. Nu va da acel efect ca cineva consideră. Poate din mărat, de micșorat numărul de oameni, nu știu, bugetare, de exemplu, de mai dat o vacanță, ca să micșoră numărul de flux. Dar, în opinia mea, și o să vedem ce va decide guvernul, sunt probleme în transportul public, sunt probleme și aici trebuie mai activ tot ce țin de poliție, nu atât cu amenzile cele, dar implicare mai activă. Poliția, militare, pentru a dispersa grupurile mari, pentru a menține regulile acestea. Și trebuie să vedem ce facem cu bugetarea mai departe. Cel puțin aceste lucruri. Dar, încă o dată, poziția mea, recomandarea mea ar fi să nu mergem la sistarea activităților economice. Lucrul acesta va avea efect negativ. Eu nu sunt de acord că acum noi să impunem iară restricții de ieșire din casă. Sau să oprim iară toate activitățile la toți agenții economici, piețe, și așa mai departe. Lucrul acesta nu este o soluție. Atât timp cât sistemul medical face față, important să depistăm care sunt cele mai mari riscuri și să le gestionăm. Cum am spus, transportul public, poliția să lucreze mai activ, bugetare. Eu sunt chiar convins că vom trece peste acest val. Acest val care acum s-a ridicat e ca urmare scoaterea restricțiilor în luna mai. El se va duce în jos. Dar depinde și de fiecare din noi. Depinde de fiecare din noi. Când iese cineva și face live pe Facebook și spune că COVID-ul nu există, dar guvernul, președintele face bani pe asta, sau medicii fac bani pe asta, și o parte din societate bate din palme și imediat ce-o zis pleacă la frigărui, dar cineva o face lucrul ăsta care are interes foarte îngust. Că îi trebuie să lucreze restaurantul sau barul sau nu știu ce, să facă nunți cu mătrii. Păi ține și de responsabilitatea noastră, numai de responsabilitatea de ce spune guvernul, ce spune președintele. Evident că vin critici, că eu sunt foarte activ, merg în spitale, prin raioane, dar cum să nu merg în spitale să-i susțin pe medici? Ieri am mânat 20 diplome sau 30 într-un raion și în altul, câte 30 sau câte 20, 40, 50 diplome. Oameni care stau în prima linie. Anul acesta e anul lucrătorului medical. Cum să nu merg să-i susțin? Și eu cred că trebuie să merg, să discut cu ei, să-i susțin. Să susțin agricultorii care au nevoie de un suport din partea statului. Să susțin oamenii simpli. Să felicit veteranii. Nu văd că cineva mă critica ieri că, cu veteranii. Haideți așa să spunem foarte clar. În spațiile închise este recomandată să porți mască. Așa spun specialiștii. Atunci când ai ședință în spații închise. Și dacă ați văzut toate întrevederile mele în consiliile raionale, tot am fost cu mască. La toate spitalele eu merg cu mască obligatorie și cu mănușă. În spații deschise, când mergi în câmp, poți să-ți pui mască dacă vezi cineva alături sau simți că ai putea să infectezi pe cineva.
Кому есть косячек? Йо, инфектез, пивамень, сочинюсь высоко. Есть в спарке еще интерберли для вас, масса презентанс масмедик. Йо, инфектез, ванин. Риску маймари миласум йо. Пинтру йо контактез, ин кадру не висит территорию, кузь здесь, дак ну сути дивами, первым мерга каз. Йо, мясом рискост. Дар ин калитате де прешединте респонсабил шку характер, йо требуй сфак лукрост. Йо требуй сдав на довады де респонсабилитате. Ше де воинцы, де вертикалитате, ка мержи дискут кулуми. Шо смер май департе. Вот здесь саптамна витуале, дак реушим, сау держа до пачимантор для мозга. Asta e răspunsul la întrebările cu COVID-ul. Nu știu, mai este acolo ceva sau nu? Prin propriul exemplu, azi internat cetățenii, nu ia în serios pandemie. Politic, Unimedia. Presupunem că mai pierde coaliția un vot. Toți vorbesc despre un șantaj asupra majorității cu acest vot de aur. Cum ar putea avea loc acest șantaj? Care e situația în coaliție? Se discută că și unii deputați pe SRM ar putea să plece din fracțiune și ce, poate, și ce părere despre aceasta are ambasadorul Hogan, cu care v-ați văzut recent. Și despre BNM. Nu, colegii de la Unimedia, în loc de întrebare, au pus vreo 10 aici. Dar haideți să răspundem, pentru că ele sunt de actualitate, practic, toate. Și ca să nu mă repet la inclusive întrebările care vin acum în direct. Sunt întrebări în direct, da, colegi? Da. Sunt, da? Da, aici, văd că sunt. Hai să acuși ajungem la ele. Cu coaliția în Parlament. Spre spunem că se mai pierde un vot sau două vot de aur și așa mai departe. Haideți încă o dată să explicăm foarte clar ce se întâmplă în Parlament. În Parlament, instrumentele, jucăriile lui Plahotniuc încearcă să destabilizeze situația. Asta nu are absolut nimic cu interesul cetățenilor. Asta are, nu are absolut nimic cu supărările, tam, cine, Filipe, Dodon, nu are nimic absolut cu chestia asta. Lui Plahotniuc îi trebuie să mai cumpere 2, 3, 4 deputați. A zis că încearcă să-i cumpere. 1 milion și ceva au ajuns deputat. Dacă Filip a făcut declarații. Apropo, din câte cunosc, Filip a depus și denunț la organele de închetă. Din câte cunosc eu, nu știu, nu trebuie să spună public, a depus sau nu, dar din câte cunosc, domnul Filip a depus denunță la organ de închet și acolo se ocupă. Cine a umblat? Cum a umblat? Ce bani a propus? Dar care-i scopul? Prin instrumentele sale Șor și Candu, Plahotniuc vrea să destabilizeze situația. Încă o dată, nu are nimic asta cu activitatea guvernului Chicu sau activitatea președintelui Dodon. Lor trebuie să mai scoată 3-4 deputați, să spună că, uite, este altă majoritate, cu toate că nimic cu dânși majoritate nu o să facă cu Candu și cu Șor. Eu sunt sigur că Maia Sandu și Năstas au suficiente minte și înțelepciune să nu se lege cu niște bandiți. Eu în asta sunt sigur și vedem mesajele lor din ultimul timp. Dar scopul să spună că nu-i majoritate și să facă presiuni asupra judecătorilor, procurorilor. Uite, nu-i majoritate. Unde vă grăgheți voi cu dare în căutare Plahotniuc în Interpol? De ce arestați activele? Nu vă grăbiți, dragi procurori, judecători, pentru că mâine, poi mâine, Plahotniuc se întoarce. Vă trebuie voi să vă porniți împotriva lor. Nu vă grăbiți cu aeroportul. Ăsta e scopul la toate show-urile astea din Parlament. Bandiții și mafia vor să destabilizeze situația. Și unii deputați, mai slab de șire, cu regret, iau banii și se duc în partea. Nu o să vă ajute banii, stimați deputați. Nu o să vă ajute absolut nimic. Și nici Plahotniuc nu o să vă ajute absolut nimic. E clar că trebuie dat un mesaj foarte clar la judecători și la procurori. Am o trei la vreo 4-5 judecători, scos imunitatea și depus la pușcărie. Ajungi la curtea de apel să sechestrezi activele în afara țării, dar ei nu se poate. Îmblă un advocat amul Plahotniuc și presează la ora asta, la 10, la curtea de apel. La curtea de apel acum. Eu i-am scris ieri la unii parteneri externi care sunt pentru valori democratice și pentru vorbesc de uzurparea justiției. Dar vă știți că la curtea de apel, cazul lui Plahotniuc deja au făcut cu COVID nu știu câți procurori și câți judecători. Eu nu spun, Doamne ferește, poate cineva într-adevăr s-a lipsit. Dar voi știți că de 3-4 ori se amână examinarea la curtea de apel în urma presiunii din partea lui Plahotniuc asupra judecătorilor. Dar de ce aici nu faceți călăgie, domnilor ambasadori occidentali, UE, SUA și așa mai departe? De ce? Spuneți că guvernarea nu știu ce face acolo.
Dar ce nu vedeți când bandiții fac chestia asta? Când suntem procurori, suntem judecători. Când cer pază ca să-i păzim. Pentru că le spun, tu iei ori 500 de mii ca să iei decizia să-l aperi plăhătnicul corect, noi ți-a să rupi în gâtul. Ia ca și se întâmplă în justiția moldovenească. E clar că e greu procurorul. E clar că judecătorii care sunt onești să gândesc, băi, dar ce ați fi? Stimați judecători și procurori onești. Nu vă temiți. Nu o să vă facă nimeni absolut nimic. Mergeți conform legii. Dar pentru a pune la punct, haideți, depistați voi între voi, nu ne mai implic eu. 3, 4, 5 judecători care sunt... Vă știți cine sunt? Știți cine apără interesul plăhătnic ușor? Uite, ușor, de 5 ani în judecată să joacă acolo de țară în bun. Padavchi să joacă în șaște. Păi luați și puneți-le la pușcării pe 3-4 judecători și s-a terminat. Scoteți-le imunitatea, adresați-vă la... Unde se adresați acolo? La ce semne? Mergeți cu percheziții, luați-i, altfel nu o să faceți regulă. Altfel îi sunt ca țărioșii. Și le-o suna plăhătniu pe telefon, că el personal îi sună. Vedeți voi acolo, eu m-aș mentor. Eu m-am înțeles cu Maia, m-am înțeles cu ambasadorul SUA, tătă și ciotcă. E ca și le spune plăhătniu la tăță ăștia. Și unii lapșau pe urechi, eu primesc. Toate nici Maia despre asta nu știi, nu știi nici ambasadorul SUA, sunt ferm convins că nu știi. E ca așa vă manipulează. Și voi vă temi și luați unele decizii. Că noi să ne lămurim și cu Dodon, să vedem noi. E ca să mai facem un filmuleț, zice ce să facem. Dodon să cedeze, să scrie cer și să duc, nu mă duc eu nicăieri. Deci ce se întâmplă în Parlament, ca să fie foarte clar acum. Avem, câți au plecat la Democrat? 15, câți erau la Șor? 7, 8. E ca avem 22-23 deja oameni al lui Plăhătniuc, care vor să destabilizeze situația. Ei vor să ajungă la 30 deputați, ca să înțelegeți. Să aibă 30 și apoi să vină când la Maia cu condiții, când la mine cu condiții. Și să ne pui cap în cap, cum l-a pus pe Filat și pe Voroi în cap în cap și a terminat pe amândoi. Ia ca și vrea să facă Plăhătniuc. Apropo, am văzut că Voroni m-a înnat zilele astea, nu știu. Vladimir Nicolaevici, dar mă atac când e scris cereri să pleci din președinte în septembrie și ai dat țara lui Ghimpu. Erai mare roșu, ai? Dacă ne-ai vândut la pucioc deputații lui Plăhătniuc, întâi pe Căciuc, l-ai dat afară. Pentru că Plăhătniuc nu era convenabil și Căciuc lângă Matale. Dar pe urmă ai vândut 14 deputații lui Plăhătniuc să-și facă majoritate în ianuarie 2016. Erai mare erou? Și am o faci pe marele erou și apărător? Și dai sfaturi? Atunci vă tremura pantalonii și amu vă tremur pantalonii în fața lui Plăhătniuc. Eu am decis să nu-mi tremuri pantalonii. Eu am decis să merg împotrivă. Mă ta curajul ăsta n-a laicul. Tot cu faptul că ești general sovietic. Cu tot respectul față de lucrurile bune care le-ai făcut. Dar curaj nu ai. Și caracter nu ai în această situație. Și față de Plăhătniuc și îți spune ce faci. Și amu inclusiv. Ca lumea să cunoască. Ce va fi în Parlament? În caz dacă se mai duce 1-2. Poate să se ducă încă 1-2. Eu nu exclud. De la socialiști eu sunt convins că nu o să se ducă. Eu sunt convins că la socialiști nu o să se ducă. Eu am avut o discuție cu fracțiunea PSR mea la altă, toți 37 deputați. Ați văzut ieri în Parlament, toți 37 au fost. Eu sunt fiar convins că echipa e consolidată, pentru că nu există nicio variantă în actualul Parlament cineva să facă ceva fără socialiști. Și fără președinte, și fără speaker. Nu există nicio variantă. Și eu cred că colegii mei din PSR mea înțeleg. La PD e treaba lor internă. Dar sper foarte mult că se vor menține. Se întâmplă dacă se duc 1, 2, 3. Vă spun ce o să întâmple. Vor încerca să preseze sau să înceapă discuțiile cu noi. Tot gruparea asta de bandiți. Încă o dată să fie foarte clar. Noi cu bandiții nu ne așezăm. Gata, s-a terminat. Am început anul trecut lupta cu voi, s-a terminat. Niciun fel de discuție. Indiferent ce scoateți, șantajul, nu mă interesează. Eu de un an risc și am riscat și merg până la capăt. Indiferent ce m-a costat lucrul ăsta. O să încerce să se înțeleagă cu Maia și cu Năstasa și cu Maia Sandu și Andrei Năstasa. Eu am spus, dacă ești gata să facă coaliție Sandu, Plaha, Candu, Șor, las-o fac. Dar să duc toți împreună la fund. O să vă... Doamna Maia Sandu, doamna Andrei Năstasa. Andrei Năstasa vrea să fie načelnic, nu și urgent. Sper că cu asta o să crească partidul. Vă luați o chiatră, o ghiră pe gât și vă duceți la fund. E ca vă puneți două ghiri de picioare, unul Șor și unul Candu. Și o să vă tragă la fundul mării.
Dacă o să încercați să faceți jocul ăsta, nu deși eu mai tem pentru căderea guvernului, dar nu e o problemă. Poate în cazul ăsta politică ești mai convenabil pentru noi. Luați-vă voi responsabilitatea pentru COVID, pentru toate chestia asta. Dacă vreți. Dar o să vă trag la fund. Fiți atenți. Eu v-am spus, dacă să mai duc 2-3 deputați, hai să ne întâlnim în toți, în patru. Fără șorcan. Și haideți să vedem ce facem. Și eu v-am spus, anticipatele e o soluție în situația asta, că să spălăm tătărâia asta din Parlament. O soluție ar fi. Împreună cu prezidențiale și oamenii ăsta și vor, 50% vor să fie împreună cu prezidențiale. Să-i spălăm pe toți, îi dăm afară și să terminăm. Ce se va întâmpla dacă se duc 2-3? Eu cred că o să avem un guvern minoritar. Asta înseamnă că fără susținere majorității în Parlament. Eu cred că guvernul poate veni cu asumarea responsabilității față de Parlament sau cu proiecte de lege care pot să le susțină Parlamentul, care nu pot să le susțină. În caz dacă Maia Sandu și cu Andrei Năstase vor decide să voteze cu Candu și cu Șor pentru căderea guvernului, e posibil să voteze? Nu văd nicio logică. Pentru că să dai jos un guvern fără să numești, atunci e problema și mai mare pentru voi, mai gândi nu vă legați. Dacă numiți alt guvern, e și mai mare problemă pentru voi. Eu am spus că președintele are dreptul să nu semneze, să nu înainteze. Am văzut că s-a găsit Sasha în company unii. Eu nu uită nas, e slusă, Alexandru. Președintele e obligat, dar dumneavoastră măcar ați citit decizia Curții Constituționale din decembrie 2016. Președintele țării e obligat, dacă semnează 51 deputați, argumentul fiind că președintele este ales de Parlament. Și este continuarea Parlamentului. Acum președintele nu este ales de Parlament, este ales de popor. Dar eu nu exclu că voi prin curte să încercați să luați vreo decizie. Și ce o să faceți mai departe? O să semnați cu Șor, cu Candu, împotriva, înaintea unui guvern? Vreau să văd. Și ce o să faceți dacă eu nu o să semnez? O să mă dați afară? O să mă suspendați din funcție și o să dați dreptul doamnei Greceană să semnez că e speakerul Parlamentului? Nu, asta e puti nicuda. Eu de câte ori încerc să vă spun, dar voi ca capul în ușă, cu capul în pereți, tot dați și dați, băi, odihniță, azi facem, înțeles că faci ședință, azi împărțesc guvernul, cine-i miniștri? Băi, chiar sunteți chicați din pot. Care miniștri? Care guvernă? Unde vă porniți voi? Vă așa de tare, vă pare că e ca mâine să fie doamna Cutare, ministru agriculturii, eu doar știu. Domnul Cutare, ministru Cutare, lui Filip îi spuneți, lați că să lăsăm doi miniștri educației și reintegrării și ți-ați ajunge, restul luăm noi. Voi vă jucați de eu nu înțeleg de ce vă jucați. Uitați-vă mai strategic la lucrurile astea. Voi sunteți gata pentru a pune doi miniștri pe decurs de o lună jumate să vă jucați cu Candu și cu Șor și cu Plahotniuc, care a luptat toată perioada? Pentru ce? Voi și nu înțelegeți că la următoarea, peste 2-3 săptămâni, să fie moțiuni de cenzură și să zboare guvernul ăsta? În ce vă băgați voi? În joc cu Plahotniuc? O să termine foarte urât chestia. Pentru voi, pentru noi, încă o dată. Noi suntem pregătiți, echipa e consolidată, noi suntem pregătiți de orice scenariu. Noi suntem pregătiți de orice scenariu. Președintele țării, voi nu-l scoateți din funcție și președintele țării nu pleacă din funcție. Speakerul Parlamentului, voi nu-l scoateți din funcție. Fracțiunea socialiștilor, voi nu rupeți. În raioane, noi avem 21 de președinți de raioane din 35. Structurile sunt organizate. Vreți să începeți chestia asta? Haideți și o începem. Atunci voi să vedeți care o să fie scenariul mai departe. Так, ambasadorul Hogan ce spune despre asta? Dar ce spune ambasadorul Hogan? Ambasadorul Hogan spune că el nu se implică în politica internă în Republica Moldova. Dar despre BNM. BNM este structură independentă, eu sunt de acord, dar государство в государстве tot nu trebuie să fie. Banca Națională trebuie să permită și să accepte și să facă tot posibil să dezvolte economia națională. Eu asta îmi doresc. Eu nu vreau să critic acum Banca Națională a Moldovei. Dar e logic. O întrebare logic. În legea de la Banca Națională e scris că Banca Națională acoperă cheltuielile avocaților în caz dacă cineva din colaborator este chemat în judecat. Deci pentru a le da careva garanție. Acum îmi pun întrebare. Un viceguvernator sau un fost guvernator al Băncii Naționale. E evident, e clar că el a participat în furtul miliardului. Banca Națională, din banii noștri cu dumneavoastră, plătește avocatul care costă milioane de lei. Din banii noștri. Adică
тръснит де câteva miliarde, 10 de miliarde lei, de 1 miliard de dolari, le-a furat și noi încă îi plătim avocatul. Mazahism, государственность немножко, естественно. Și logic, prim-ministru întreabă, băi, dar și chestia asta? Noi căutăm leu, fiecare bani să plătim salarii, dar aici așa niște băieți deștepți, care au participat în toate schemele astea și amuncă statul la achit avocați. Eu înțeleg garanții. Dar dacă omul e vinovat și dacă statul cheltuie ceva pe avocați, lasă, este decizia finală a judecății. Banii înapoi la stat și la pușcării. Iacă când ce a apărut întrebarea asta cu Banca Națională? Nu din altă considerente, și e corectă întrebare. Dar independența Băncii Naționale, evident că trebuie asigurată. Dacă trebuie mai repede, eu am spus că mai repede sunt. Voi vă uitați așa interesant? Da? Mai repede? În TV, domnule președinte, astăzi la New York au loc audieri în procesul plăcutnic împotriva Departamentului de Stat și Pompeo. Crezi că va mai apărea în fața justiției moldovenești? Foarte interesantă informație ieri apărut în presă. Și am eu înțeleg de ce plăcutnic așa se grăbește și nu știu ce arde. Noi înțelegem. Ia că de ce cumpără deputați? Ca să destabilizeze situația, ca să-i preseze pe judecători, procurori, ca să nu ia decizii pe el, pentru că oricare decizie luată în Moldova împotriva lui Plăhătniuc pe furtul miliardului, îi micșorează șansele ca el să mai rămâne în Statele Unite. Și vedeți na cavo zamahnul? Na Pompeo și na Gozdeb Săединенных Штатов. Foarte interesant. Eu înțeleg că americanski sud, самый гуманный суд в мире, cum era în filmul acela, așa, în parte era. Dar mi-am interesat și poziția americanilor. Dar nu vă pare că asta e prea? Adică iese secretarul de stat al Statelor Unite și spune, băi, omul ăsta e implicat. Și la voi șede unul care voi asigurați protecții, nu vreți să-l dați la moldovenii încoace, și el nu vă dă nici ducat. Și argumente în cererea aceea. El aici stătea cu pieptul apăra Occidentul de ruși, de tancurile rusești, de cozăc, nu știu ce. Dar voi știți tot ce-a promis el rușilor, Plăhătniuc? Voi sigur știți tot? Voi știți documentele care le-au transmis la ruși, angajamentele care le-au luat? Voi sunteți siguri pe cine apărați? Pentru că ăsta e argumentul de bază, din cât înțeleg eu ce alt țineți voi acolo. Că el a fost împotriva rușilor și a fost pentru americani. Voi sunteți siguri în chestia asta? Sunteți siguri? Eu nu sunt așa de tare sigur. Eu pe departe nu sunt sigur. Și eu cred că sunt și documente care confirmă lucrul ăsta. Sau voi îl țineți acolo că s-a utilizat împotriva lui Dodon la alegeri prezidențiale? Sau care e scopul, stimați parteneri? Păi e o întrebare logică. Și acum el se judecă cu voi. Nu, dacă vreți să permiteți chestia asta, eu înțeleg proceduri, eu înțeleg tot absolut. Asta e treaba voastră. Eu cred că marea majoritate cetățenilor Republicii Moldova își pun această întrebare și eu mi-o pun această întrebare. Și tot și-o dat, tot și se întâmplă. De ce se întâmplă? Dați leg întrebarea asta cu deschidic. E că New York, și eu am spus câteva lucruri de Plăhătniuc, deschidem de, domn Dodon, ce scrieați în rapoarte care îi dădeați lui Plăhătniuc, lui Putin, trimiteți și acum rapoarte, crezi că este normal și mai tare. Stimați să prezentați la deschidem de și celor care vă finanțează din bugetul altor state. Cu toată stima și respect față de statele respective. Apropo, când vorbim de influență externă, mass media și așa mai departe. Asta e lucru important. Cred că pe viitor trebuie să vedem și unele aspecte legislative la capitolul ăsta. Pentru a face o concluzie cine, cui și ce a scris, trebuie să vedeți tot. Dacă în cabinetul ăsta, în începutul lui iunie, am trecut, stătea Plăhătniuc, stătea Cozăc, stăteam eu. Și dacă ați ști, voi și promitea Plăhătniuc lui Cozăc în cabinetul ăsta. Și pe diferența între aceea că eu nu am apucăturile astea să scriu oamenii cum ei scriu. Dar poate altcineva a scris. Domn Plăhătniuc, sunteți sigur? Eu nu scriu. Și dacă ați vedea ce promitea, și sub ce semna, și note, dar toate este doar sunt undeva. Doar sunt. Și despre ce vorbim noi în cazul ăsta? Vreți să loviți sub centură? Credeți că protiv loma net prioma?
Против лома нет приема, если нет другого лома. А другой лом есть. Дече сынешти линий. Линий. Кариуни лисар. Шлисар форти десант. Шунцалек фрика. Шунцалек чистем. Сабина Молдова уни. Скажи, а ты то луми? Арвес алвада пи фосту координатор. Ну, плане велди. Oameni pur și simplu și oameni o mulțime așa care ar vrea să vadă, să-ți scudă, pentru că au distrus atâta lume aici. Clar că suntem. E clar că suntem. Dar la întrebarea dumneavoastră cu rapoarte și mai departe, noi nu dăm rapoarte nimănui, ca să cunoașteți. Noi avem scrisori oficiale, noi avem, avem discuții cu diferite persoane. Așa cum avem discuții și cu Estul și cu Vestul. Dar comparativ, vreau să vă spun un lucru important acum. Tot a fost important din emisiunea asta până acum, doar un lucru foarte important. Comparativ cu ăștia de al de Plahotniuc, eu tot timpul am spus același lucru și la est și la vest. Eu am avut poziții deschise și față de americani, și față de europeni, și față de ruși. Eu tot timpul am fost deschis. Eu nu le spunem rușilor că eu îi țin pe americani, dar americanilor că eu îi țin pe ruși. Asta a fost joacă doar, la două capete. Anul trecut. Și cu asta s-a terminat. Și asta nu are viitor. Și ultima întrebare, CNTV deputată primele declarații осуждающую политический туризм, но не все уверены в ее целесообразности. По их мнению, это шаг не остановит скупку депутата. Совсем недавно вы говорили, что необходимо бороться с этим феноменом законодательно. Будет ли принят подобный закон? Я думаю, что эта декларация имеет очень серьезный элемент. Во-первых, это первая декларация, которая была принята парламентом. Я помню, что такие декларации пытались принять по инициативе партии коммунистов. Еще в 2014-2015 году. В 2016 уже нет, потому что они, или в 2016 даже тоже были попытки. Но впервые парламент Республики Молдова принимает такую декларацию. Что важно в этой декларации? Там сказано от имени партии, что они не намерены создавать правительство с перебежчиками. Я думаю, что из всей этой декларации это самое важное. То, что там осуждают и так далее, понятно, все осуждают. Но самое важное в этой декларации, что не будут делать правительство с перебежчиками. Это четкий сигнал Шору, Канду, вот всем и всей этой группе, что с ними никто не намерен создавать правительство. И за это голосовала партия Майя Санду и Андрей Настас. И теперь я хочу увидеть, как они вместе с этими переписчиками подпишут документ, чтобы передать мне, президенту, назначить какого-то премьера. Вы сами вчера голосовали, что не будете этого делать. Вот посмотрим, насколько вы принципиальны. Или через месяц, когда думаете, что купите еще два депутата, вы придете сюда и скажете, да нет, мы не это имели в виду, вы за это уже проголосовали. Поэтому вот это принципиально важность вчерашней декларации. То, что касается изменения закона, я думаю, что в ближайшее время он будет готов. Законодательная инициатива. Я думаю, что президент выступит, я выступлю с этой инициативой, для того, чтобы сделать намного сложным выход из фракции, после того, как закончились парламентские выборы. Вы знаете мою позицию. Я считаю, что если мы не остановим этот политический туризм, некоторые называют другими, более жесткими словами, я здесь соглашусь с Воронином иногда, он такие вещи говорит, более жесткие, но не буду цитировать его дословно в прямом эфире, но нам нужно это остановить. Если мы это не остановим, то тогда у нас всегда вот в парламенте будут вот эти игры. В этом парламенте, я уже говорил, уже 15 человек, это около 13%, 12% депутатов уже перепродались, уже перешли в другие партии. Этот парламент уже не соответствует выборам прошлого года. Его нужно распускать, нужно пойти на выборы, чтобы было прямое голосование людей вот за конкретные партии. Но до того нужно принять изменения в закон, для того, чтобы вот эти явления больше не было. Иначе мы всегда будем бороться то с Плахотнюком, то с Канду, то с Шором, то с другими, которые здесь делают эти вещи. Так, 40 минут. Это было долго.
Haideți să răspundem la întrebări. Sunt multe întrebări, colegi. Haideți să începem. Aceasta au fost, stimați prieteni, răspunsurile la întrebările care au fost din partea presii. Poate undeva dur, mă scuzați, dar a fost sincer. Sincer și au fost puse unele accente care eu cred că sunt importante în contextul actual. Radu Mariana Brânză. Domnule președinte, poate încetăm să acordăm ajutoare sociale lunare la persoanele apte de muncă care nu vor să lucreze. Poate se vor găsi bani pentru salarii mai mari și pentru alte categorii de muncitori. La moment e mai convenabil să stea acasă decât să muncească. Cei care muncesc primesc mai puțin decât cei care primesc ajutoare sociale. Doamna Mariana, eu sunt absolut de acord cu această abordare. Aici sunt câteva chestii. Hai să divizăm în două. În primul rând, ajutorul ăsta care a fost dat 2.775 de lei, care a fost acordat în perioada stării de urgență. Acela a fost doar pe perioada stării de urgență. Vă aduceți aminte în ce context, nu mă repet la el. El gata, perioada a trecut. Dar dacă vorbim de ajutorul social care se scriu la Birja Truda, eu sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Eu cred că, în primul rând, trebuie să vedem exact cine are drept acest ajutor. Într-a doilea rând, dacă chiar acordăm acest ajutor și persoana este aptă de muncă, această persoană trebuie să fie pusă la lucru în favoarea societății. Pentru că altfel, cum spuneți dumneavoastră, spuneți dumneavoastră, ce se primește? Noi, din contul statului, întreținem trânturi. Și eu că merg prin sate și îmi spun oamenii, lașgan cât 2 metri, sănătos, așa, el nu-ți duce lucrezi. El s-a spus că la Birja Truda au luat 5-6 mii de lei, o dat sau două ori parcă 2 ori pe an, eu sau 3 ori pe an. Și nu-i trebuie nimic. Și încă să râde ești care lucrează. Vezi că iap de lucru, e plătit ajutor social, lasă-l fac ceva la primărie. Eu luat mătura și în fiecare zi, dintr-o capăt în altul a satului, lasă mături. Statul i-a dat bani, el de ce primește banii ăștia? S-a scris la bursa muncii și nu are loc de muncă. Vrei să lucrezi, dar nu e loc de muncă și de aceea stat să-i dai bani. Cum nu este de lucru? Primăriei las duc să apuși de lucru. În fiecare primărie ies începând cu măturatul și terminând cu să facă regulă în cimitire. Și atunci nu o să înscrie. Sau o să primească ajutor social cei care merită, nu cei care scriu la Birja Truda. Ruslan Ciobanu, care este soarta formării prețului la carburanți care se vând la pompă în Republica Moldova? De ce până ziua de azi prețul este de 15,50 și 13,50, pe când el real trebuie să coste 10 lei? De ce funcționarii instituțiilor de resort tac? Cine tolerează tăcerea lor? Eu cred că aici trebuie să implice foarte activ autoritățile de reglementare. Avem Andreiul pe departe, avem Agenția de Protecție Concurenței. De ce la acest capitol? La acest subiect eu sunt ferm convins că instituțiile trebuie să fie mai active. Eu sunt de acord că sunt premize pentru micșorarea prețului și o să cer la aceste instituții să vină cu astfel de informații și cu astfel de pași. Vera Popșoi, Horeca, de când își vor relua activitatea? Doamna Popșoi, din deciziile anterioare ale Comisiei Sănătate Publică, eu înțeleg că pe data de 15, cel mai probabil, cu unele măsuri de precauție, alimentarea publică își va relua activitatea. Eu nu cunosc detalii. Vor fi interdicții suplimentare în aceste zile sau nu, dar cel mai probabil, de pe data de 15, ar trebui să-și reia activitatea. Deoarece, cum am menționat în prima parte a acestei emisiuni, eu consider că nu trebuie să impunem restricții la activitatea economică. Alte restricții, transport și mai departe, trebuie să punem pentru a micșora riscul. Dar restricții în activitatea economică, eu cred că acum nu trebuie impuse. Vladislav Dasoftei, domnule președinte, COVID-ul a adus mii de oameni acasă. N-au de lucru, în sate muncesc la pământ ca să aibă în acest an secetos măcar ceva de mâncare. S-au pus la evidență ca șomer și nu primesc niciun leu, deoarece dacă nu au plătit cotizații un an sau doi, nu primesc niciun leu ajutor. Întrebare, poate anulați total acest lucru? Nu, despre ajutor noi am vorbit. Ajutorul ăsta de 2.775 lei a fost doar pe perioada de urgență. În ce ține de mii de oameni care s-au întors acasă. Eu lucrul ăsta îl văd în fiecare localitate unde mă duc. Tot mai mulți agenți economici îmi spun că în ultimul timp a apărut mai multă forță de muncă. Și chestia asta este un lucru bun pentru
agenți economici, pentru că până în acest an era dificil, nu puteai să găsești oameni să faci lucrările din sat. Eu cred că faptul că sunt oameni în Republica Moldova, mai mulți, asta e bine. Important acum să încercăm să le dăm mai mult, să le dăm de lucru, ca ei să rămână acasă. De aceea guvernul a elaborat câteva programe pentru întreprinderile mici și mijlocii, care trebuie să vină cu oferte pentru cei care au revenit acasă. Eu cred că în timp apropiat vor fi anunțate mai multe programe de ajutor pentru agenții economici, pentru întreprinderile mici și mijlocii. Ce e acolo, băieți? Manipulator? Ia că fac titluri unii mass media că au plecat încă un deputat, doi, da? Au plecat sau nu plecat? O să pleci. Acă o să pleci? Asta în fiecare zi. Nouă din 2014 îmi spun că o să pleci tot socialiști și o să rămâi numai de domn grecean. Elena Severin, de când trece aeroportul la un orar normal cu țările europene, spre exemplu Italia, oamenii vor să-și vadă familia, să știi foarte bine că e foarte riscant să te deplasezi cu autocarul 24 de ore, 36 de ore pentru a ajunge la destinație. Doamna Severin, important, vă referiți la ce direcție, încoace sau spre Italia? Dacă din Moldova spre Italia, totul depinde de decizia țărilor europene de a permite cetățenilor Republicii Moldova să intre pe teritoriul Uniunii Europene. Eu înțeleg că la această etapă o astfel de decizie încă nu a fost luată. Dar cei cu altă cetățenie a unei țări UE se pot deplasa. Dacă vorbim de revenirea în Republica Moldova, aici nicio fel de restricții nu sunt. Referitor la cursurile avia, noi am spus că imediat ce o țară liberalizează, dacă Italia liberalizează cursurile avia din partea lor, atunci noi liberalizăm din partea noastră. Acum se circulă doar cu rutele acestea charter la comandă. Ludmila Osoian, здравствуйте, в России зарегистрировали лекарства от ковида. А Молдова будет покупать у них? Спасибо. Насколько я знаю, Людмила, наши коллеги из Министерства здравоохранения сейчас изучают опыт всех стран для того, чтобы понимать, какие есть решения и лекарства против ковида. Я думаю, что и лекарства из Российской Федерации также изучаются нашими медиками. И, конечно, если это лекарство, которое помогает, конечно, нужно принимать решение, нужно их покупать, нужно постараться получить эти лекарства для наших больных. По той информации, которая у нас есть, эти лекарства в России, как минимум, очень активно используются и дают хороший результат. Я думаю, что если они дают результат и позволяют людям быстрее выйти из этого риска, конечно, эти лекарства нужно покупать и использовать в Республике Молдова для лечения от ковида. Наталья Яна, când se deschid grădinițele, ce facem noi, nu are cine sta copii. Doamna Наталья, e același subiect care îl discutăm în fiecare emisiune. Eu nu cred că noi putem să riscăm, mai ales pe fundalul creșterii numărului de cazuri din ultimele zile cu deschiderea grădinițelor. Cel mai probabil, în timpul apropiat, nu vom deschide. Haideți să vedem care va fi tendința în parcursul următoarelor 2-3 săptămâni și după aceea luăm decizia. Ștefan Siretinian, cei reveniți de peste hotare decid de când nu vor fi obligați să stea în carantină. Domnul Ștefan Siretinian, probabil familie în afara țării. La această etapă, restricțiile pentru carantină 14 zile se mențin, cu excepție, sunt 3-4 excepții care au fost specificate. Riscul încă este, de aceea trebuie încă cu regret, trebuie să menținem aceste restricții. Vedem ce posibil în luna iulie, dacă vor scădea numărul de cazuri depistate în Republica Moldova, probabil vor scoate necesitatea de carantină, dar vom vedea. Vlad Pușcașu, domnule președinte, de ce nu faceți precum Covesi în România să arestați parlamentari pentru corupție? Cum e posibil ca să existe parlamentari cumpărați pentru alte partide? Domnul Pușcașu, abordarea este corectă, întrebarea tot este corectă, dar pentru a aresta pe cineva trebuie cel care a fost mituit sau a fost încercat să fie mituit, să depună denunț și să fie prins în flagrant cel care merge cu cumpărarea deputaților. La moment se lucrează în această direcție, pentru a nu veni cu mai multe detalii, sunt mai multe denunțuri depuse la Procuratura Generală. Acest lucru a fost confirmat și de organele de anchetă și eu sper foarte mult că în timpul apropiat totuși pe cineva o să-l prindem cu mâța în sac.
Cristina Bătrânescu, pentru care categorie de persoane ați permis deschiderea centrelor comerciale? De exemplu, în moment actual, practic toate persoanele sunt încadrate în câmpul muncii cu un program de plin, adică în mediu de la ora 9 până la orele 18. Centrele comerciale lucrează de la 10 până la 16. Cam când credeți că putem merge și noi să cumpărăm ceva din călțat pentru copiii noștri? Doamna Cristina, nu guvernul a spus orele când poate fi deschis centrele comerciale, nu este așa ceva. Guvernul nu a impus orele. Și nici autoritățile publice locale nu au dreptul să impună aceste ore. De aceea, dacă vorbim de Chișinău, eu am primit un mesaj de acest tip săptămâna trecută, l-am dat domnului prim-ministru, l-am dat domnului Cioban, primarul general al municipiului Chișinău, ca să ne clarificăm de ce totuși sunt aceste ore. Pentru că care e sensul? De la 10 până la 16, oamenii ies de la lucruri la 17 și trebuie să cumpere ceva pentru copii, cum spuneți dumneavoastră. Ar fi logic dacă e deschis să fie seara, după orele de lucru. De ce? O să verificăm încă o dată de ce apare această întrebare, această problemă cu centrele comerciale și eu cred că se va lua o decizie corectă în acest sens. Vica Postică, spuneți-vă rog, de ce bătrânii au muncit o viață întreagă și au o pensie mizerabilă de 1200 de lei? Dumneavoastră ați trăi cu acești bani pe lună. Doamna Postică și, în general, toți pensionarii, dumneavoastră știți că eu am ieșit cu mai multe inițiative pentru a ajuta pensionarii. Indexarea pensiilor de două ori pe an, care în premieră va fi în acest an. În premieră, în toți 30 de ani sau 29 de ani de independență. Apropo, în câteva săptămâni, în 30 de ani de la aprobarea declarației de suveranitate. Asta e alt eveniment, o să vorbim despre data de 23 iunie. În această perioadă, în premieră, la inițiativa mea, se va indexa pensia de două ori pe an. Evident că dorim cu un procent mai mare, nu cu 5, cu 6, dorim cu 20, dar depinde de posibilitățile bugetului. Eu am ieșit cu inițiativa ca de două ori pe an să primiți acel suport de 600-700 de lei. Ați primit la începutul anului, acum într-o lună, două, să mai primiți încă 700 de lei cei care au pensie mai puțin de 3.000 de lei. Și facem tot posibil să vă ajutăm. E posibil să supraviețuiți cu 1.200-1.500 de lei? Clar că nu e posibil. Clar că e o pensie mizerabilă. Dar dacă vine cineva la dumneavoastră din Policeni și vă promit că o să vă dea în mâine pensia 5.000 de lei, eu această promisiune nu o fac, pentru că lucrul ăsta nu e real. E real să indexăm pensia de două ori pe an și două ori pe an cei care au pensii mai mică să primească 700 de lei la aceste sărbători. Deci asta e real. Ceea ce ar însemna un suport suplimentar la cei care au pensia mică. Încă o dată îmi spun, eu am ieșit cu această inițiativă, pensia mai mică de 3.000 de lei, pensionarii să primească acest suport. Și voi face tot posibilul ca acest suport să fie primit. Valentina Doban, din transport public, dați transport public sâmbătă și duminică, lucrăm, nu avem bani de taxi. Doamna Valentina, am vorbit de transportul public, am spus că transportul public, eu cred că este unul din focarele de bază în această situație de COVID. Vor examina colegii astăzi la guvern din municipiul Chișinău pentru a lua o decizie în acest sens. Albina Ursu, ce mai face băiatul polițist care a amendat bunicuța ce vindea verdeață? Doamna Albina, eu public am spus că condamnă astfel de atitudine din partea reprezentanților organelor de drept. Înțelegem că el își făcea datorie pentru că în lege scris că e interzis. Dar lucrul ăsta se poate de făcut altfel. Se poate de discutat, de explicat. Nicât cunosc, această persoană a fost penalizată, nu știu, cu eliberarea sau altfel, o să întreb de colegii de la Ministerul Afacerilor Interne și o să vă informez în următoarea emisiune. Lilia Strâmbeanu, la Cahul, șeful secției COVID și-a dat demisia. Spune că el lucra ca medic singur pentru 55 de pacienți COVID. Cum sunt gestionate astfel de situații? Doamna Lilia, eu am văzut acest mesaj ieri. La Cahul eu am fost două săptămâni în urmă. Știm că situația nu este simplă la Cahul. E chiar a luat decizia și a închis spețele, mi se pare că săptămâna trecută. A fost focare anterior, avem focar și acum. Înțeleg că situația nu este simplă și în spital. Dar sper foarte mult că cei de pe loc vor găsi o soluție pentru ca spitalul din Cahul să lucreze, să funcționeze în continuare. E clar că unele persoane nu mai țin această presiune. Eu nu vreau să condamn pe nimeni. Eu nu vreau să condamn pe nimeni. Dar când o lună, două, nu-ți vezi copiii și stai permanent în spital, unii persoane nu mai rezistă. Încă o dată, nu-i condamn. Eu vreau să le mulțumesc celor care reușesc și sunt alături de colegii săi din sistemul medical și luptă în prima linie. Știți că noi facem tot posibilul să îi susținem.
Știți că eu am ieșit cu inițiativa să dublăm salariul și astăzi voi semna planul de acțiuni pentru implementarea anului lucrătorilor medical. Vom face tot posibil ca și la Cahul și la toate spitalele să susținem medici, chiar în această situație dificilă. Gabriela Sandu, lumea e fără răspundere, nu respectă nimic. La terenul de joacă, cu turma și la urmă dau vina pe toți, numai nu pe ei. La noi trebuie cu bâta și atunci va fi regulă. Doamna Gabriela, despre ce am vorbit și mai înainte? Ce este această problemă? Pe de o parte, știți, eu am spus, nu este o decizie ideală ce de făcut. Îi interzici pe toți, îi penalizezi pe toți, ești rău. Cum? Deși copilul meu vrea să joace, bătrânica aceea vrea să vândă acolo, deși penalizați? Liberalizați total? În sară, în cap, de ce ați liberalizat? Cu uite câte cazuri, n-aveți grijă de sănătate, îmblați prin țară. Nu este o decizie ideală. Ambele extreme sunt dificile. De ce încercăm să luăm o decizie de mijloc? Și eu cred că cu toate riscurile, cu toate problemele, o să trecem noi peste această etapă foarte dificilă. Ирина Сараджил, бюджетники пускай дома сидят. Ирина, я думаю, что это одна из мер, которую было бы неплохо принять для того, чтобы снизить риски в течение следующего периода. Я думаю, что коллеги из правительства вот эту идею рассмотрят. Наталья Орлов, кум рамыни ку интрари анцара персонального строения, кари ну диспун диакти ку мотиве антимияти. Пыны чафи, дамна Наталья, чести персоне нового акчес liberă în Republica Moldova, în afară de cazurile cele care sunt anunțate. O să vedem cum va fi dinamica în următoarele săptămâni și vom lua decizii în acest sens. Svetlana Bodiu, domnule Igor Dodon, părinții copiilor care au studiat anul complementar la Universitățile SME, vă contactează. Ieri am primit informații, copiii noștri trebuie să țină examenele de BAC pe 3 iulie. Cum pot da peste 2000 de candidați într-o situație atât de gravă în țară? În Moldova, spitalele sunt pline de pacienți cu COVID, iar copiii noștri trebuie să țină examenele. Probabil e vorba de examenele cei care nu au susținut anul trecut și trebuie să țină în acest an, complementar. Poftim? Și din universități din anul acesta? Știu despre ce este vorba. O să vorbesc eu sunt de acord în principiu cu îngrijorările dumneavoastră, ar fi bine să găsim o soluție. O să vorbesc încă o dată cu colegii de la Ministerul Educației să vedem ce soluții găsește guvernul. Иван Попов, закрывается навсегда школа в Твардице. Помогите, пожалуйста. Как закрывается? У вас большой город Твардица. Я помогал в Твардице, это Таракли. Я помогал, там даже ремонт делали несколько лет назад. Очень странно. Поговорю с нашими коллегами, там есть наш депутат, ответственный за Тараклию, и спрошу, в чем дело. Валерия Мурзак. Домнули пшеники, чепари, везде интельнире маймуды, чинзиди персуани. În august vor fi permise aceste întâlniri. Probabil se referă la anunț și cum trei, pentru mai mult de 50 de persoane. Doamna Valeria, acum nu putem să vă spunem exact dacă va fi permis sau nu. Vedeți care este dinamica în ultimele zile. Avem un record, un antirecord, numărul de cazuri înregistrate COVID. De aceea, decizia o să o luăm în funcție de cum se mișcă, care va fi dinamica. Evident că ne dorim să permitem, să scoatem restricțiile astea. Ca oamenii se poate să organizeze eveniment de familie, se poate să organizeze aceleși ceremonii de nuntă și așa mai departe. Pentru că, știți, COVID, dar viața merge mai departe. Și unii și-au planificat o mulțime de evenimente. Eu cred că v-aș orienta totuși să luați în calcul că aceste restricții până la 50 persoane vor fi menținute. Încercați să găsiți o soluție reșind din aceste restricții. Dar dacă situația se va schimba spre bine, eu cred că aceste restricții ar putea fi scoase. Zina Lisnic, eu îmi cer scuze, dar mă frământă acum așa o întrebare. Domnul Dodon, de ce dumneavoastră ați trecut de la comuniști la socialiști? Foarte bună întrebare, doamna Lisnic. Eu am răspuns la această întrebare în 2011-2012 de vreo câteva zeci de ori. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că trebuia interzis încă de atunci. Adică nu mă apăr pe mine sau pe alții. Atunci a fost altă problemă cu colegii din partid. Și timpul a arătat că, în principiu, eu am luat o decizie corectă la acea etapă. Așa că, doamna Lisnic, nu mă ascund după deget. Consider că ar fi fost bine încât la începutul suveranității Republicii Moldova să facem tot posibil ca acest traseism, ca această plecare din partide să nu aibă loc. Dar nu a fost așa masiv în perioada aceea. Uitați ce se întâmplă acum. Jumate de parlament sau 30% în fostul parlament au plecat din partide. De ce această decizie dură. Trebuie să o luăm. Și eu cred că noi vom lua.
Арина Плугару, ce părere aveți despre declarația care a fost votată de Parlament? Doamna Alina, am răspuns la această întrebare. Eu consider că cel mai mare, cel mai important lucru al acestei declarații, în afară de condamnare, a fost sau este acel moment, că acolo e scris că cei care au votat această declarație își asumă angajamentul că nu vor face guvernare, nu vor vota guverne împreună cu cei, împreună cu cei care au plecat din partide. Adică cu așa numiți traseiști, trădători, nu vor face majoritate parlamentară și guvern. Asta e cel mai important în declarația de ieri. Foarte strane că au votat-o toți. Pentru că unii de acolo au așa planuri. Vom vedea cum vor proceda peste câteva săptămâni. Noi, PSRM, ca să cunoașteți, colegii mei din PSRM, nu vor face coaliții cu transfugi. Anul trecut, după alegeri parlamentare, în februarie, eu imediat am declarat că eu nu voi accepta un prim-ministru și un guvern înaintat de cu transfugi. Vă aduceți aminte? Dacă acum unii spun că Dodon va fi obligat în caz de ceva, dacă ei semnează cu transfugi. Eu lucrul ăsta v-am spus anul trecut. În luna martie anul trecut, ridicați, pot găsesc un video și să-l fac public. Eu am spus că nu, apropo, video a fost cuvântarea mea în plenul Parlamentului. Eu am spus că nu voi face și nu voi accepta un guvern cu transfugii. De aceea o să vedem. Dacă o să încerce cineva cu transfugii în timp apropiat să facă guvern, noi lucrul ăsta nu vom accepta. Asta e cel mai important în declarația de ieri. Hadeu Sergiu. Domnul președinte, dacă sunteți așa de informat, de ce nu arestați judecătorii corupți? Sergiu, dacă ar fi fost stat prezidențial, ce este stat prezidențial? Ai dat pumnul în masă, ai făcut șoc, pentru că e stat prezidențial. Și le-ai pus la punct și procuror, și pe judecător, și pe deputat, și pe prim-ministru. La noi nu stat prezidențial. Eu, dacă aș avea posibilitate, de mult era cu schină mai cu dașa. Dar pentru asta trebuie să facem stat prezidențial. În Statele Unite e stat prezidențial. De exemplu. În Belorusia e stat prezidențial. De ce e acolo și... O spus președintele, s-a terminat discuția. La noi, cu regret, nu e stat prezidențial. Au scos funcțiile președintelui care le-au avut încă în anii 90. De ce? Pentru că sistem iau de președinte. Plahotniuc nu a scos funcțiile. Pe urmă parte, noi le-am întors. Cu arestarea se ocupă organele respective. Eu, în genere, pledez pentru stat prezidențial. Eu am spus acest lucru nu odată. Eu cred că Moldova ar trebui să fie stat prezidențial. Ai ales președintele, i-ai dat încredere din partea poporului, las lucreze. Nu a făcut față afară. Asta ar trebui să fie. Dar nu să fie blocat de parlament, de nu știu cine și așa mai departe. Asta ar fi soluția pentru perioada aceasta, pentru Republica Moldova. După ce facem regulă, facem parlamentarism ca în Europa. Dar așa cu bandiții ăștia altfel nu poți. Păi și nu-i dai în cap cu bâta, el nu înțelege. Ia că au fugit din țară, unul Israel, unul Statele Unite, de aici s-au apucat de cumpărat deputați. Și îmblă tare vașnici acolo. De la de Vlad, unul este aici care îmblă. Andrei și alții. Și sunt tare umnici. Sârghiu mai este unul. Și sunt tare deștepții. Și tare umnici. Au uitat cum îmblau cu pantalonii pe vine în iunie anul trecut și iulie și tremurau că i-am ușat și arestați. Am o stare... De ce? Pentru că nu le dă nimeni în cap. Păi, vezi, dar ce ați făcut voi? Dar ce am umblat pe la deputați pe acasă, le propuneți câte un milion de euro? A venit unul dintre ăștia care numesc Vlad, și nu pus un milion pe masă, eu spus că tu treci. Chinică s-au găsit câțiva cu verticalitate și eu trămâiesc pe dânșa drept acolo de unde a venit. De vă spun cazuri reale. Problema e că deputatul ăsta la care a venit Vlad Ciobotariu, el sistemii scrie, pentru că Plahotniuc Losnaș văd, dacă îi scrie, ți-ai însărup în capul, că eu am ușvin. Ia că și se întâmplă. Dar, dragi, stimați deputați, dar hai să dăm dovadă de caracter. Dacă voi lucrul ăsta ne-l spuneți mie, îl spuneți lui domnul Filip, îi spuneți, scrieți denunțul ăsta la procuratură, să-l iei pe dânsul de gâtă, alea, să-l aduc și să-i spuneți, văi, dar tu și îmi cu variante. Ia că ce trebuie să facem. Dar este. Dar la întrebarea dumneavoastră, ce nu-i puneți la pușcării? Stat prezidențial și de mult e și de el. Eu cred că o să ne clarificăm noi. Dimitri Salamatin. Domnule președinte, de ce prețul la măști nu a scăzut 8-10 lei? E prea mult. De acord că e prea mult, cu atât mai mult că noi am început producerea internă
Și eu cred că aici trebuie chiar să reglementăm mai dur din partea statului. Eu cred că 4-5 lei maxim, cu atât mai mult că e deja măștile devin un element al din prima necesitate. În viața zi de zi trebuie măștile astea să le porți. Raisa Ciornic, cu ce riscați, domnule președinte? Răspundeți concret. Noi așteptăm răspunsul la întrebări de la dumneavoastră. Președintele răspunde. Ce aveți în gări, cu ce risc? Atunci când anul trecut am luat decizia să merg împotriva lui Plahotniuc, am riscat cu tot. Cariera politică, cu viața personală, cu viața familiei, e ca cu ce am riscat eu. Eu putem, când Plahotniuc a încercat să mă șantajeze, să facă poronin. Să o facă filat. Și spun că, băi, хорошо, hai să ne înțelegem. Așa au făcut Voronin, așa au făcut Filat. Când au încercat să fie presați, șantajați. Și au terminat-o rău cum au terminat-o toți. Voronin am încă să mai încearcă Plahotniuc să-l scoată la rampă împotriva mea. Și să-l scoată mai departe. Filat a înțeles că a fost utilizat de Plahotniuc. Ia cu ce am riscat eu și cu ce risc și acum? Pentru că credeți că lucrul ăsta așa e de simplu? Toate presiunile astea care se fac acum pe mine, crezi că sunt așa de simple? Doar loviturile se dau mai mult în mine, se dau în familie, se dau în reputația mea? Cu toate rolișile astea lor. Pentru ce fac chestia asta? Ei înțeleg că efect juridic e zero cu asta. Efect juridic, procuratură, dosar penal, nu, pentru că nu e așa ceva. Și toți juriștii știu. Asta e presiune psihologică pe mine. Poate eu să cedez, să încep cu dânsul să mă înțeleg cu bandiții lor din Parlament, sau să mă dau într-o parte. Ia că care este scopul la toate presiunile astea. Cu ce risc eu? Eu am riscat și risc foarte multe lucruri. Mulți care au avut afaceri cu Plahotniuc nu au vrut să riște și s-au dat șantajului. Și acum îți terminați. Eu am hotărât să lupt. Și de ce o să urmeze loviturile în mine? Loviturile o să fie din ce în ce mai multe în următoarele săptămâni, luni. Și mie lucrul ăsta mi-l spun și mi-a transmit pe mișcare. Opriți-vă, că înainte, nu, nu am luat decizie, mergem înainte. Așa că Raisa v-a răspuns la întrebare. Lungu Natalia, добрый день, здоровья, пугает информация о передвижениях через границу с ПМР, что-то неопределенное. Надеюсь, с вашей помощью сможем передвигаться свободно, как до закрытия из-за пандемии. Спасибо. Наталья, ну, частично мы эту проблему сняли. У нас был телефонный разговор на прошлой неделе с Красносельским, с Вадимом Николаевичем. Частично мы его сняли, конечно, нужно дальше двигаться. Но важно, что уже с прошлой недели уже свободное передвижение не в том объеме, как было до марта, все-таки возобновилось. Работаем, чтобы снять дальше все эти ограничения. Марина Пожанский, Дом Дудон, Спунец Лалуми, Ворфе Леджер Аноста. Марина, чел пуцина Леджер Президенциале, требуй сайба лог, педата 1 ноября. Еще консидерка Леджер Президенциале, требуй сайба лог, на чест ан. Сынула Сампиану Витор. Dar dacă va fi stare de urgență, dacă Parlamentul se va convoca și va anunța stare de urgență, atunci alegerile se anulează. Eu mi-aș dori, în afară de alegeri prezidențiale, să fie și anticipate odată cu prezidențiale. Să punem punct pe toate. Dar o să vedem dacă Curtea Constituțională ne va permite acest lucru. Alexandru Dumas, stimat Igor Nicolae, prima casă 6 va fi totuși implementată. Când și în ce condiții? Probabil, Alexandru, vă referiți la... Vă referiți la prima casă 6 care e pentru organele de drept? Da, prima casă 6 va fi, la sigur, implementată. Guvernul a aprobat în acest sens proiectele. Nu sunt sigur, mi se pare că trebuie să fie aprobate și de Parlament și cred că vor fi aprobate în timp apropiat și va începe implementarea. Ana Jornea, când bude отремонтирована дорога Атаки Сорока? Ана, я вчера был на той дороге. Я говорил, что вчера был в Донджушанах, в Окнице, в Атаках тоже был. Мы должны были эту дорогу отремонтировать в этом году из российского кредита. Из российского кредита. К сожалению, вы видите, вот наши политические оппоненты сначала говорили, что этот кредит плохой, и заблокировали его через Конституционный суд. Сейчас говорят, что он хороший, нужно его убрать. Но других денег, кроме вот денег из российского кредита, в этом году для этой дороги, к сожалению, у нас нет. Поэтому, если мы решим проблему и получим эти деньги из России, то начнем ремонт в этом году. Если мы эти деньги не получим, то надеемся в следующем году эту дорогу отремонтировать. Это ответ на ваш вопрос.
Sergei, domnule președinte, de ce nu opriți importul de produse alimentare și lumea să cumpere produsele noastre autohtone? Atunci bani la buget o să vină la supermarket, găsim acum poamă tocmai din Chile și cireșe din Patagonia. Sergei, absolut sunt de acord. Eu am ieșit cu inițiativa ca în centri comerciale să fie 50% mărfuri autohtone pe rafturi. Adică eu astăzi, peste jumătate de oră, am întrevedere cu Kaufland-ul, care au deschis magazin în Republica Moldova, cu care vreau să vorbesc la subiectul ăsta, să fie mărfuri autohtoni. Pentru că dacă nu promovăm produsul autohton, atunci nu avem locuri de muncă, el e legal. De ce eu și-am ieșit și cu inițiativa să procurăm produse autohtone? Eu cred că asta este foarte important. De interzis la frontieră, nu e atât de simplu. Dar eu sunt de acord că trebuie să facem așa ca produsele de import să fie mai scumpe ca cele autohtone, care pot fi produs la noi. Și atunci o să dezvolte producția autohtonă. Facem tot posibil în direcția aceasta. Dima Чувайский, зачем вы отдаете ЖД в частную собственность, потом будет опять забирать как аэропорт? Дима, никто не отдает железную дорогу в частную собственность. Откуда вы это взяли? Я всегда говорил, что ЖД должно быть ЖД, железная дорога, должно быть государственным активом. Это стратегический актив. Принципиальная позиция. Никто не отдает железные дороги в Молдову в частные руки. Все, давайте закончим этот вопрос. Да, там нужны инвестиции. И сейчас эти инвестиции будут. Вместе с Европейским банком реконструкции и развития, вместе с партнерами. Эти инвестиции мы будем делать в железную дорогу. Но в частные руки, кто вам об этом сказал? Нет этого. Тамара Бандалак. Дак ярац рамаш уницку акум нува купара нимин депутаций. Тамара, посибил. Посибил. Дак дичин нувам рамаш уницку акум. Я требаться пчин дин акум. И реконоска. Луна ноембре антрекут, майя санду. Мы консидерат, как гата, ажунджи с финку песереми. Ну, ной. Ей ау провокат кадерия гуверну. Шам ажунс, на чем ажунс? Амажонс, лачем ажонс. Ольга Лаврик. Игорь Николаевич, когда в стране будет порядок и работа, и пенсия? Ольга, это вопрос для отдельной передачи, для того, чтобы мы детально об этом поговорили. Чтобы сейчас не раскрывать слишком детально. Будет порядок тогда, когда все органы власти будут работать в интересах молдавского государства. Тогда будут такие правила, чтобы депутаты не продавались налево и направо. Когда те, которые руководят страной, живут здесь, в Молдове. И они лично, и их семьи. И каждый день разговаривают с простыми людьми. Они сидят в фейсбуках только и думают, что вся жизнь и вся Молдова в фейсбуках, а дети за кордоном где-то. Чтобы здесь каждый день в детский сад вели детей, чтобы здесь школа, чтобы болели за нашего производителя. Вот тогда будет порядок. Алекс Чобан, bună ziua, când se deschid complexul Arena Chișinău? Alex, mai fost astăzi întrebarea anterior. O decizie în acest guvern încă nu a luat, acum face evaluarea lucrărilor. Andrei Sclifos, unde și cum vedeți Moldova peste 10 ani? Andrei Sclifos și Olga Lavric, e cam aceeași întrebare. Când va fi порядок și unde vedeți Moldova peste 10 ani? Andrei, eu cred că Moldova peste 10 ani, în sfârșit, va fi o țară prosperă. Eu nu cred că va fi membru a Uniunii, nici la est, nici la vest. Va fi o țară neutră, reintegrată din punct de vedere teritorial, cu problema transnistreană rezolvată, cu o politică externă echilibrată și cu estul și cu vestul. O țară unde oamenii vin, trăiesc aici, mulți își lansează afacerile aici, pentru că va fi un regim mai bun pentru a-ți lansa afacere aici. Și eu cred că ăsta e viitor. Un ceva de tipul Elveției. Neutră militar, nemembru a UE sau altor uniuni, echilibrată, cu economie dezvoltată, cu servicii dezvoltate, financiare inclusiv. Eu cred că ăsta e viitorul Republicii Moldova. Și eu cred că lucrul ăsta este real. Atât sau mai sunt? E suficient? Stimați prieteni, acestea au fost răspunsurile la întrebări pentru ziua de astăzi. O oră și 15 minute. Eu sper că am răspuns la ceea ce vă frământă la ziua de astăzi în cont de evenimentele de ultima oră. Vreau să vă urez sănătate, succese, optimism, chiar într-o situație foarte dificilă. Eu sunt ferm convins că vom trece peste toate aceste greutăți.
Перескати ловитур вина миниш, его части ловитур ли лицин. Шен торка напой. Шо кред ка ной вон рюши, дак вон фи ферм ин позиция настра. Ши ку пандемия вон рюши. Шо вон трече песте тоати части проблеми. Санатате, сукчеси ши, не видим сатана витуар, интро новый эпизод, пришли для Вам мульцумеска.